Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care vreau să vedem ce gândește cealaltă persoană și nu are curaj să vă spună, ce face și voi nu știți încă ce surprize vă pregătește. Vă rog să vă gândiți la cineva. Vă rog să țineți cont și de faptul că este o citire generală și să luați de aici doar mesajele potrivite. Cineva se gândește să facă un drum către voi. Sau cineva vrea să facă un drum împreună cu voi. Cineva la distanță, care vă gândește, care se interesează de viața voastră. Cineva abia așteaptă aici să facă o călătorie, un drum. Poate cineva care, nu știu, s-a reîntors în viața voastră. În alte cazuri, parcă așteptați voi această schimbare pe care o simțiți, deja a venit. În schimb, momentan lucrurile se mai așează, momentan lucrurile se mai concretizează. În alte cazuri văd aici niște bani pe care îi puteți primi sau cineva care vă pregătește ceva, dar care ori costă mulți bani, ori e ceva care are o însemnătate mare pentru cealaltă persoană din punct de vedere financiar. Poate așteptați un răspuns aici. Dar oricum ar fi, cealaltă persoană se gândește să facă un drum, se gândește să revină, se gândește să reia legătura cu voi după o decizie pe care au luat-o din punct de vedere financiar. Poate avea legătură cu locul de muncă acelei persoane. Ia uitați, e vorba de o întâlnire romantică, o întâlnire frumoasă. O persoană care vă poartă în inimă, este o persoană care vă poartă iubire pură. Și care, nu știu, parcă vrea să vină către voi, să vă mai întrebe ceva, poate are ajutor, poate are nevoie de un ajutor din partea voastră, din punct de vedere financiar. Parcă vă pregătește două surprize, două lucruri sau de astfel, mă rog, de altfel poate e o persoană care se ocupă de două locuri de muncă sau are, știu eu, două familii, două persoane, e o persoană care tot jonglează, da? Apoi aveți aici iarăși multă comunicare. Această persoană vă poate scrie pe internet, vă poate da mesaj, e cineva care se gândește intens la voi. Îi trec prin minte tot felul de gânduri și văd că această persoană rememorează trecutul, adică se uită spre trecut și reanalizează lucrurile, parcă abia așteaptă să vă întâlniți. O întâlnire în grup pe care o puteți avea, văd aici împreună cu niște prieteni. Sau parcă această persoană, nu știu, discută foarte mult cu prietenii de voi, în alte cazuri vrea să vă facă cunoștință unor persoane. Să știți că această persoană se gândește foarte serios că vrea un angajament stabil cu voi, adică o căsătorie, o relație stabilă, să vă mutați împreună, să vă cununați. Chiar se gândește la așa ceva, dar parcă se sfătuiește cu niște prieteni sau cu niște persoane din familie. Poate vrea să vă împrieteniți momentan, cine știe. Și să știți că vine cu o propunere către voi această persoană. Se gândește foarte intens aici să vă facă o propunere. În alte cazuri e ca și cum, ia uitați, are parte de o întâlnire împreună cu câteva persoane. Este o întâlnire restrânsă în cadrul căreia decide ceva ce ține de un loc de muncă, de o șansă, de un nou început, un nou contract, o nouă înțelegere. În alte cazuri, această persoană se împrietenește sau s-a împrietenit deja cu o persoană care o să îl ajute sau o să o ajute să se apropie mai mult de voi. Ia uitați, e vorba de un final. Această persoană iarăși trece printr-o perioadă de transformări profunde și parcă își dă seama că dacă nu ia decizie, dacă nu acționează mai repede, vă poate pierde. Haideți să vedem mai departe. S-au întors mai multe cărți, le voi lua pe toate în considerare.
Această persoană consideră că sunteți un suflet pereche. Consideră că sunteți exact ce-i trebuie, nu cred. Deși 2 de cupe și 6 de cupe. Dragii mei, ce faceți aici? E un suflet pereche. Este o persoană din trecutul vostru sau o persoană care abia așteaptă să vă iubească, abia așteaptă să îi fiți alături. Văd mult romantism, o întâlnire romantică pe care vă pregătește în unele cazuri. Ia să vedem aici, mai departe, aveți 9 de cupe și ia uitați ce bucurie are această persoană. Parcă a spus tuturor, gata, mă văd cu această persoană sau sărbătorim ceva important. Parcă a pregătit de mult timp acest lucru. E foarte bucuros sau bucuroasă de niște vești pe care i le-ați dat. Și cu îndrăgostiții, dragilor, aici e o dragoste extrem de frumoasă, extrem de profundă. Superbă, deci voi veți avea parte de o întâlnire cu această persoană sau niște discuții la telefon, discuții pe internet care pot schimba lucrurile la 180 de grade, iarăși, arcana majoră moarte. Această persoană are de rezolvat niște probleme în familie, niște secrete, niște lucruri. E ca și cum momentan nu vi le spune și vrea să vă facă o surpriză. E ceva ce rezolvă, care ține de niște bani, de o stabilitate foarte mare din punct de vedere financiar. Și e ca și cum își dorește foarte mult aici să vă facă să analizați lucrurile diferit. Parcă o transformare mare, nu știu, parcă a făcut un drum sau face un drum, se pregătește pentru ceva. Această persoană pune capăt la ceva. Wow, 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 și cu soarele, dragii mei. Cum să vă spun eu aici, că casă de piatră vă spun unora dintre voi. Această persoană parcă își dorește un copil cu voi, își dorește să oficializeze relația, își dorește ceva aparte, ceva special. Se pregătește să vă facă o surpriză. În alte cazuri văd aici că este o persoană importantă sau o persoană care are multe lucruri de făcut și care o să facă în așa fel încât să se vadă cu voi sau o să facă în așa fel încât să vă ofere această bucurie. Mai văd că această persoană, nu știu, parcă pleacă un copil undeva sau e o persoană aflată la distanță. Sau merge, sau nu știu, merge împreună cu cineva și se sfătuiește, așa cum am spus, pentru a vă cumpăra ceva sau pentru a vă face o surpriză. Să știți că aici văd niște sentimente sincere din partea acestei persoane. Cel puțin el sau ea se simte foarte bine în preajma voastră, se simte foarte bine în această relație. Parcă vrea să facă un drum, să vă întâlniți. Poate să aveți parte de o întâlnire romantică sau o întâlnire cu multe discuții, o întâlnire cu multă pasiune. Văd aici iarăși, wow, dar câtă pasiune, dragii mei, nu știu ce faceți voi aici, dar ia uitați cât de frumos merg lucrurile și vedem un nou început, un nou început foarte stabil. Deci după această întâlnire lucrurile se vor schimba între voi la 180 de grade, dar într-un sens foarte pozitiv, parcă se reînnoiește o iubire. Relația devine mult mai stabilă, lucrurile devin mult mai frumoase. Această persoană, iarăși, parcă este sfătuită de o femeie foarte dulce, iubitoare, blândă, înțelegătoare. Poate fi o persoană care face drumuri, o persoană care se află într-o relație. Și în unele cazuri văd că poate avea legătură cu o persoană foarte apropiată. Oricum ar fi, aici acest bărbat sau această femeie trece printr-un final, printr-o transformare mare care ține de zona financiară, care ține de zona banilor. Este o persoană care știe foarte bine ce vrea, care știe foarte bine să-și urmărească interesul, dar, repet, este cineva care este dispus aici să vă facă o surpriză și cu soarele, wow! Posibil chiar să vă spună la un moment dat că își dorește copii sau că vrea să vă comportați așa ca la început, ca și cum ar fi o iubire pură, ca și cum ar fi o iubire specială.
Haideți să vedem zodiile implicate. Deci e wow această persoană la care voi v-ați gândit, vă respectă mult, ține la voi și să știți că se simte extrem de bine atunci când comunică cu voi, atunci când vă întâlniți. Când e o perioadă mai pasională, dar nu prea vă spune, nu știu, parcă e o persoană mai imatură așa din punct de vedere emoțional, parcă e ca un copil. Bun, haideți să vedem aici, vedem zodia Scorpion, Leu, Gemeni, puternic, zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd puțin și zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, dar posibil să fie. Da, dragii mei, este o citire extrem de frumoasă. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, să vă abonați canalului. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea și eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă invit la o altă filmare dacă vreți să vizionați, iar dacă vreți să mulțumiți, puteți să dați această filmare mai departe unui prieten sau să recomandați canalul unei persoane. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi binecuvântată.